Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Dacă mai țineți minte, într-un episod anterior am testat un modul ZB2L3, cu acesta putând testa capacitatea acumulatorilor. În cazul kitului de față, mai exact V3.0, am constatat că tensiunea și curentul nu sunt afișate corect. Cum calibrarea software nu funcționează, am luat decizia să încercăm o calibrare manuală, cum îi zic eu. Mai exact, să modificăm valorile unor componente din circuit. Pentru acest lucru am desenat schema de pe kitul de față. Mi-a luat ceva timp, dar cred că a meritat. Avem microcontrolerul necunoscut cu 20 de pini, afișajul LED. Hai să dăm zoom un pic, dacă reușim. Alimentarea microcontrolerului cu un stabilizator liniar de tensiune de 3,3 V. Microcontrolerul se alimentează minus la pinul 1 și plus 3,3 V la pinul 20. Ei bine, ce componente trebuie modificate pentru calibrarea tensiunii și curentului? Pentru tensiune e nevoie să modificăm valoarea rezistorului R1 de 15 kΩ conectat la pinul 1 și 2 al acestui conector bloc cu 4 intrări. R1 și cu R2 formează un divizor de tensiune. Avem și un condensator de 100 nanofarazi. R1 și cu C1 cred că formează un filtru trece jos. Filtru RC trece jos. Ok, mai departe să vedem la ce pin se duce. Doar ca o curiozitate să vedeți. Oricum o să vă postez schema în descriere. Se duce către pinul 12. Deci aici măsoară tensiunea. Iar pentru măsurarea curentului se folosește un șunt de 20 miliomi. Mai departe avem un amplificator operațional LM321, iar de aici, pentru a calibra curentul, o să trebuiască să modificăm valoarea lui R7 de 10 kΩ. E practic rezistorul de feedback. Ieșirea amplificatorului operațional vine printr-un rezistor de 2 kΩ și aici văd că formează cu ajutorul lui C2 tot un filtru RC trece jos, se pare, da? Mai departe se duce clar către microcontroller, către pinul 13, da? Se vede. Încă o dată să recapitulăm, trebuie modificată valoarea lui R1 de 15 kΩ pentru calibrarea tensiunii și valoarea rezistorului R7 de 10 kΩ pentru calibrarea curentului. Să verificăm tensiunea măsurată de acest modul. Ca referință vom folosi multimetrul de față din partea stângă. Da, se vede blurat modulul pentru că este mai jos ca nivel față de multimetrul. Oricum se înțelege foarte bine ce scrie pe afișajul acesta. Pornind sursa de laborator la aproximativ 4,2 V. Se vede că afișajul modulului afișează 4,16 V. Să mișorăm la 1 V. Aici afișează 0,98 V în loc de 1 V, creștem la 2,5 V, afișează 2,47 V în loc de 2,5 V, la 4,2 V știți deja, creștem la 5 V, afișează 4,95 în loc de 5 V, la 9 V acum, dar e aproximativ 9 V, setată sursa de laborator. Ăsta afișează 8,94 V. Să schimbăm la 10 V. Modulul nostru afișează 9,93 V în loc de 10 V. La 12 V afișează 11,93, iar acum la 14,4 V afișează 14,31 V. Să scoatem acel rezistor de 15 kΩ, din păcate se află sub display-ul LED. Gata, display-ul a fost dezlipit. Așa, rezistorul e primul de mai sus, acesta. Nu mai folosesc stația de dezlipit cu aer cald, pot și cu LED-conul. Gata. Scos.
Rezistorul care a fost înainte este cel de față, de aproximativ chiar 15 kΩ. Și din ce am verificat eu, pentru a se apropia de valoarea cât de cât exactă, e nevoie de un rezistor cu valoare de aproximativ 18,82 de kΩ. Pe partea de tensiune am verificat eu dinainte, doar trebuie să lipesc rezistorul. Rezistorul pregătit, punem niște flux aici. O să cositoresc zona aia. De aici până aici avem continuitate, din ce am observat, iar padul ăsta nu mai duce nicăieri. Asta înseamnă că un terminal al rezistorului pot să lipesc aici, celălalt aici. Ok. Stability. Ideal ar fi fost să pun un rezistor SMD sau două rezistoare SMD în serie pentru a ajunge la valoarea respectivă, dar din păcate nu am. E bine, nu atinge de aici sau din zona respectivă, iar terminalele sunt îndreptate puțin, face o buclă în sus la fiecare. Să pun display-ul să văd dacă intră bine. Da, e bine, e perfect. Hai să curățăm inițial cu alcool izopropilic și apoi să pun display-ul. Vine așa. Iar acum să verificăm ce tensiune afișează după acea calibrare. La 4,2V, se pare că chiar avem 4,2V. Să scădem la 1V. 0,99V, foarte aproape de 1V. Creștem la 2,5, exact 2,5. La 4,2 știți deja, creștem la 5V. Exact 5V. Creștem la 9V. Aici avem puțin mai mult, 9,03, în loc de aproximativ 9V. Dar oricum foarte aproape, creștem la 10V. Da, e setată sursa de laborator la 10V, da, e în regulă. Iar modulul afișează aproximativ 10,04V. Creștem la 12V. Iar aici afișează 12,05V, da, cu 50 de mV în plus. Și la 14,4 avem 14,47V în loc de aproximativ 14,4V. Să verificăm și curentul măsurat de acest modul înainte de a face acea modificare, acea calibrare. Îl lăsăm așa, nu contează. Pornim. Am setat la aproximativ 1A. Iar acest modul, acest ampermetru de pe modul, măsoară 0,927A. La aproximativ 100 de miliamperi abia am reușit să reglez la curentul acesta. Modulul ne afișează 48 de miliamperi, 0,048 amperi. Am reglat la 200 de miliamperi, iar modulul ne afișează 139 de miliamperi, 0,139 amperi. La 1 amper știți deja, la 1,5 amperi ne afișează 1,417 amperi. La 2 amperi ne afișează 1,913 amperi. La 2,5 amperi setat ne afișează 2,404 amperi. Să ne ocupăm și de calibrarea curentului. Pentru acest lucru trebuie să modificăm valoarea rezistorului de 10 kΩ în schemă R7. Înainte de a-l scoate de acolo, prima dată vom dezlipi acest buton, acest întrerupător fără reținere din centru, deoarece rezistorul e deasupra. Iar acum să dezlipim și rezistorul, este aici. Să măsurăm rezistorul care a fost înainte, de 10 kΩ, tip SMD. E de, 9,92 de ohm. Iar acum o să reglez acest semireglabil la 9,92 de ohm. E un semireglabil de 20 kΩ. Are 10,57.
Gata, reglat la 9,92 km. Să lipesc acest semireglabil în locul unde a fost rezistorul, doar pentru a calibra. Da, sper să pot lipi, să chiar în față camera. Gata, am lipit. Atenție, lipirea aceasta direct pe padurile unde a fost rezistorul e foarte riscantă. Puteți exfolia foarte ușor padurile respective. E doar pentru calibrare pus acel semireglabil. Pentru a regla și a vedea după ce valoare trebuie aleasă în cazul rezistorului. Am reglat sarcina să tragă 1 amper aproximativ, iar acum putem regla de ce semireglabil. Văd că afișează 0,927, acel da, e perfect. Lăsăm așa. Am reglat exact la 1 amper, cu aproximație. Am scos alimentare, iar acum pot să dezlipesc acel semireglabil. Perfect. Sper că nu am exfoliat nimic. Să măsurăm ce rezistență avem pe acest semireglabil după reglaj. Bineînțeles, fără să ne atingem de cursor, absolut deloc. Să nu reglăm, practic. Deci avem 10,58. Înainte aveam 9,92 de kilomi. Cumva trebuie să găsim două rezistoare care să ne însumeze 10,58 kilomi. Am găsit în sfârșit două rezistoare care înseriate să dea valoare de 10,58 kilomi. Acestea sunt rezistoarele. Hai să le măsurăm în serie. Ultima dată le-am măsurat și dă 10,58. Ia să vedem acum. 10,58. Perfect. Să lipim rezistorul, mă rog, rezistoarele respective legate în serie, în locul rezistorului tip SMD. Așa arată rezistoarele lipite pe poziție. Le-am înclinat pe partea dreaptă pentru a nu sta în aer, pentru a avea un punct de sprijin. Iar acum să testăm curentul după această modificare. Am pornit sursa la 4,2V cu aproximație. Dădem drumul la acest modul. E setat la aproximativ 1 amper. Hai să mai încerc să reglez în cel. Exact 1 amper. Da, e perfect. 0,99. Da, exact ca data trecută. Este în regulă. Iar acest modul, ampermetrul de pe acest modul, un moment, ne afișează 0,998 amperi. Să reglăm și la 100 de miliamperi. La 100 de miliamperi ne indică un curent de 59 miliamperi. Reglat la 1,5 amperi, modulul nostru ne indică 1,522 amperi. La 2 amperi ne indică 2,048 amperi. Și la 2,5 amperi ne indică 2,576 amperi. La final, să tragem și concluziile, în privința calibrării tensiunii a ieșit destul de bine. Până la urmă, eu am calibrat la tensiunea de 4,2V. Aici avem măsurătorile înainte de a face calibrare, iar aici după ce am făcut calibrarea. După ce am schimbat valoarea acelui rezistor de 15 kΩ. În privința curentului, am constatat după calibrare că modulul nu afișează, nu măsoară liniar. Asta pentru că la sub 1 amper măsoară pe minus, iar la peste 1 amper măsoară pe plus. Ca să fiu sigur că nu e de la amplificatorul operațional, LM321, l-am mutat pe versiunea a 4-a a modulului. Iar aici s-a comportat foarte bine, măsurarea curentului a fost liniară. De aici am tras concluzia că microcontrolerul de pe versiunea 3-a e vinovat. Mă tot gândesc dacă să vă arăt și niște teste mai amănunțite cu versiunea 4-a și să desenez să scot schema. Voi ce spuneți? Scrieți în secțiunea de comentarii de mai jos.